Povești la gura sobei. Pentru seriile de iarnă, Caitlin Matthews and Helen Kane, apărută la editura Verlant. Și astăzi vreau să vă citesc o poveste din Austria, numită Schnitzel, Schnauzel, Schnauzel. Cred că pronunț corect pentru că eu germană n-am făcut deloc. O poveste în ajunul Crăciunului. Înaintea sosirii creștinismului în Europa, cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, adică solstițiul de iarnă, reprezenta principala sărbătoare a iernii și era sărbătorită pe 21 decembrie. Însă de foarte multe secole, sărbătoarea s-a mutat cu câteva zile mai târziu și marchează nașterea lui Hristos, începând cu ajunul Crăciunului, 24 decembrie până în ziua Crăciunului. Crăciunul este o perioadă deosebită, cât întreaga familie se strânge la oaltă pentru a petrece sărbătorile, se oferă și se primesc daruri și se împodobește bradul de Crăciun. În acesta se pun după tradiție și o portocală, cea care simbolizează soarele, o monedă de argint pentru lună și o bucată de cărbune pentru a aprinde focul ce te va încălzi. În această noapte magică de Crăciun, originară în Austria, cei trei băieți sunt așa de săraci încât nu speră la mai mult decât să aibă ceva de mâncare pe masă, care să reprezinte începutul perioadei sărbătorilor. Dar în timp ce tatăl lor este plecat să caute de muncă, se aude o bătaie în ușă și în viața lor pătrunde un oaspete total neașteptat. Acum foarte multe Crăciunuri trăiau un cizmar cu cei trei fii ai săi, Fritzl, Franzl și Hänsel. Soția îi murise de câțiva ani și bietul om se străduia să-și întrețină familia. În zilele bune, ca atunci când a reparat pantofii cei buni ai unui fermier, primeau lapte proaspăt de capră. Dacă îi repara pantofii soției bucătarul, brutarului căpăta un codru de pâine uscată. Pentru pantofii măcelarului au primit o oală mare cu tocăniță savuroasă, cu legume, tăiței și verdețuri, care o făceau gustoasă și sățioasă. Așezându-se la masă, cizmarul exclamă bucuros: "Ei bine, băieți, astăzi avem la masă o delicioasă schnitzel, schnitzel, schnitzel." Băieții râdeau cu poftă privind cu încântare cum împărțea tata tocănița în castronelele cenușii. Nu conta cum zicea tata că se cheamă, atâta timp cât delicioasa tocăniță nu se mai termina. Asta se întâmpla în vremurile bune când nu sufereau de foame, dar urmă un an greu, mai greu decât toate celelalte. La ei în țară izbucni războiul, oamenii duceau lipsă de bani, așa că nu-și mai reparau pantofii, iar cizmarul abia dacă mai avea cu ce să-și hrănească copiii. Toată vara și toamna se hrăniră cu roadele pământului, grăunțe, fructe de pădure și rădăcini. Dar odată cu venirea lunii decembrie, pământul deveni sterp și gol, astfel că iarna nu aduse decât foamete. Cei trei băieți se întrebau ce Crăciun vor mai avea anul acela. Sperau din suflet ca tatăl lor să se întoarcă cu ceva bun de mâncare. Dar trecuse mult timp de când pantofii măcelarului trebuiseră reparați. Era ajunul Crăciunului și, sosind tatăl la casă, îi găsi pe băieți zgribuliți în jurul unui crâmpei de foc. "Nu am reparat niciun pantof astăzi, băieți, dar tocmai am aflat că hanul e plin de soldați. Oameni care mărșăluiesc sigur au nevoie de un cesmar, așa că voi merge acolo și să vedeți voi cu ce o să mă întorc. Cu niște schnitzel, schnitzel, schnitzel," răspunseră băieții hămesiți, că de dimineață nu mai mâncaseră nimic. Cizmarul își puse pe el cele mai groase haine și își strânse sculele într-un rucsac. "Să nu lăsați să se stingă focul. Trageți zăvorul după ce ies. Înveliți-vă cu plapma și nu dați voie nimănui înăuntru." Și plecă, înfruntând vântul care urla din toate părțile în noaptea geroasă de Crăciun. Cei trei băieți făcură întocmai ce li se spusese și se băgară sub plapmă, ascultând trosnetul liniștit al focului. Dar deodată auziră un ciocănit la ușă. "Lăsați-mă înăuntru!" Se auzi o voce pițigăiată. Fritzl se repezi la ușă și cât pe ce să tragă zăvorul. "Amintește-ți ce a zis tata," strigă Franzl. Hänsel se uită înmărmurit, ascuns sub plapumă. Fritzl trase cu ochiul printr-o crăpătură din ușă și zări în zăpadă un omuleț cam de statura lui Hänsel. Îi clănțăneau dinții în gură și tremura tot din cap până în picioare. "Nu-i deschide," șoșoti
Dar trebuie, replică frițăl, are să înghețe. Trase zăvorul și în prag a apărut cel mai ciudat omuleț pomenit vreodată. Sub căciula țuguiată zăriră o față mare și roșie cu un nas borcănat și o barbă lungă și roșcată. Dar mult m-ați mai făcut să aștept. Țineți toată căldura și bucatele doar pentru voi, se răsti străinul cu vocea lui comică, ce parcă nici nu ieșise din trupul mic și îndesat. Privi cu subînțeles la focul care abia mai pâlpâia și la masa pe care nu se vedea nimic de mâncare. Păi ați putea măcar să mă încălziți puțin. Zicând asta, sări direct în pat. Franțel și Hansel rămaseră fără cuvinte. Fritzl încercă să-i explice că dacă nu l-au întâmpinat cum se cuvenea, nu au făcut-o pentru că nu ar fi binevenit, ci din cauza că nu au nici lemne de foc, nici mâncare. Păi atunci dă-te mai încolo, nu vezi că n-am loc să dorm? Și trase jumătate din plapuma cu care se învele până la gât. Fritzl îi spuse foarte politicos, domnule, și micuții trebuie să doarmă, este însă loc suficient pentru toată lumea. Dar omulețul începu să țipă și să sară, să se zvârcolească. Mai dați-mi plapumă, mai dați-mi plapumă, mi-e frig de mor și mi-e foame. Și îl lovi furios pe mezinul Hansel. Fiți blând, domnule, insistă Fritzl, la fel de politicos. Vă promit că vă dăm din mâncarea pe care vă aduce tata. Frumoase promisiuni, bombăni oaspetele. Dacă tot ești așa de bine intenționat, ia dă-mi locul tău. Și îl împinse pe Fritzl jos din pat. Și dacă ți-e fric, ia treci de fă niște tumbe. Dintr-o dată Fritzl se trezi că începe să facă roata prin cameră, cum ajungea cu picioarele în sus. Buf, 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 din buzunare îi cădeau tot felul de lucruri. Franțel și Hansel rămaseră muți de uimire. La fiecare tumbă din buzunare îi se rostogoreau portocale coapte, dulciuri garnisite, din staniol auriu și argintiu. Hai și tu, strigă omulețul, împingându-l din pat și pe Franțel. Ia fă și tu roata ca fratele tău. Franțel începu să se rostogolească prin cameră și buf, 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 din buzunare începură să-i cadă brioșe, turtă dulce, glazurată și biscuiți cu migdale și stafide. De acum voi dormi liniștit, spuse oaspetele trântindu-l din pat și pe micul Hansel. Jos cu tine, fă niște tumbe, asta e șmecheria. Astfel că Hansel se trezi dându-se peste cap. Era prima oară când făcea asta, dintr-un colț în altul al camerei. Din buzunare, zbârn, 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 monezi mari de aur începură să cadă precum grindina. Băieților nu le venea să creadă ce noroc dăduse peste ei. Țopăiau prin cameră cântând de fericire și Fritzl zise, acum te putem primi și noi în spiritul Crăciunului. Dar în pat nu mai era nimeni. Oaspetele dispăruse ca prin minune. Băieții strânseră la oaltă bunătățile, așezară portocalele lucioase în castroane, brioșele și biscuiții pe farfurii și umplură cu monezi de aur vasele pe care le mai aveau. Tocmai atunci intră pe ușă tatălor cu pâine, lapte, tăiței și carne. Cu banii de la soldați cumpărase cele necesare pentru familia sa. Dar mai să nu-și creadă ochii de uimire când văzut toate bunătățile de pe masă, băieții se grăbiră să-i povestească cele întâmplate, înghesuindu-se și vorbind unul peste celălalt. Cizbarul dădu din cap în semn că înțelegea totul. Deci e adevărat ce-mi povestea bunicul? Ce anume, tată? Întrebară băieții. Păi îmi spunea că împăratul Laurin, mai mare peste spiridușii din Tirolul de Sus, obișnuia să viziteze câte o casă în fiecare an de Crăciun. Se ținea de șotii și făcea daruri minunate. Ei bine, mie nu mi s-a părut foarte amabil, se văită Hansel, m-a lovit și m-a împins jos din pat. Ei, nu ne-a făcut rău tatăl, liniști Fritzl, doar că așa știe el să se poarte. Și s-au așezat la masă, savurând aroma delicioasă de tocăniță care se răspândise în întreaga cameră, împreună cu mireasma biscuiților pudrați cu zahăr, a mirodenilor din turtă dulce și cu parfumul portocalelor. Cizmarul zâmbi. Și ce avem noi la masă? Niște șnițel, șnioțel, șnioțel, răspunseră cei trei băieți într-un glas.